suntem în formulă completă în momentul acesta, în o dezbatere pe care ne-o propunem în această seară în jurul volumului doamnei Doina Jela, Efectul fluturelui. Este un volum apărut în colecția Fiction Limited a editurii Polirom, în urma cu ceva vreme, lansarea oficială a romanului doamnei Doina Jela a avut loc în acest an, în vara acestui an, la Târgul de Carte Bookfest. În această formulă pe care o vedeți în această seară, va fi o dezbatere propusă de autoare alături de conspiratorii acestui eveniment, cu o tematică care se potrivește ca o manușă acestei cărți și exercițiului de reconstituire pe care Efectul fluturelui îl propune. Dezbaterea se intitulează Istoria ca fabrică de adevăruri, de la Cooperativa Gusti la Planeta Gusti și înapoi, și ne prilejuiește întâlnirea, desigur, cu doamna Doina Jela, autoarea acestei cărți, împreună cu domnul Zoltan Rostaș în această seară, în calitate de moderator, și veți vedea pe parcursul dezbaterii noastre rolul domnului sale în apariția acestei cărți, rezumat la Bookfest de către doamna Doina Jela în câteva zeci de cafele, dar sunt sigur că e vorba despre mult mai mult în această cafele băute cu domnul Zoltan Rostaș și care continuă aceste cafele. Îi prezint pe ceilalți invitați, doamna Odilia Roșianu în stânga mea, bună seara, bun venit. De asemenea, doamna Teodora Eliza Văcărescu, sociolog în ordinea în care vedeți la masă, domnul Ionuț Bogoi, de asemenea, sociolog și scriitorul Angelo Lechievici. Vă mulțumim tuturor, mulțumim Clubului Țăranului Român pentru găzduirea generoasă din această seară și pentru că așa am înțeles, pentru câteva cuvinte introductive, îi voi da microfonul domnului Zoltan Rostaș, co-moderator al serii și împreună cu care vom stabili cadrul acestei dezbateri. Puțin despre cadrul dezbaterii, desigur, pe parcursul serii vom ajunge mai aproape de carte și de istoria fabuloasă care este cuprinsă în mărturia din volumul Efectului fluturelui. Vă rog.